Ioana, îți mulțumim pentru informații. Zeci de descindere au avut loc astăzi în Timișoara și Ilfov la adresele unor persoane suspectate că ar face parte dintr-o grupare interlopă extrem de periculoasă. Anchetatorii suspectează că la șefia organizației s-ar afla Paul Iova, cunoscut în lumea maneliștilor ca Ion Petrișor. Acesta este și managerul mai multor cântăreți, dar și unul dintre organizatorii concursului Miss Piranda. Se vorbește despre infracțiuni de șantaj, tâlhărie, înșelăciune și contrabandă cu țigări. La audiere a ajuns și fosta iubită a manelistului Nicolae Guță, cunoscută în lumea muzicii de petrecere ca Sorina Manelista. Cunoscutul impresar al maneliștilor, Ion Petrișor, a fost denumit de-a lungul timpului lider al lumii interlope din sectorul 3 al capitalei. A fost surprins deseori aruncând cu banii la petreceri, iar maneliștii i-au dedicat de-a lungul timpului zeci de melodii. A fost cercetat până acum în mai multe dosare de contrabandă cu țigări și trafic de droguri și a primit chiar și o condamnare de 7 ani de închisoare în primă instanță. Anchetatorii îl bănuiesc acum pe Ion Petrișor că s-ar afla în fruntea unei grupări interlope extrem de periculoase, care se ocupă cu contrabandă de țigări, șantaj și înșelăciune. Mascații au descins în această dimineață atât la locuința sa din Ilfov, cât și la casele altor suspecți din dosar. Printre membrii grupării s-ar afla și fosta iubită a lui Nicolae Guță, Sorina Manelista. Știți de ce a venit poliția la dumneavoastră? Nu comentez nimic. Care este relația dumneavoastră cu Ion Petrișor? Nu comentez nimic. Ce spuneți de acuzațiile de contrabandă cu țigări, șantaj? Gruparea acționa încă de anul trecut și avea 10 de locotenenți. Fiecare membru avea sarcini clar stabilite. Liderul grupării planifica toate ilegalitățile și niciun locotenent nu acționa fără permisiunea lui. Aceștia urmăreau victimele pe o perioadă lungă de timp și chiar le montau pe autoturisme echipamente de localizare pentru a le cunoaște obiceiurile, familia și locurile frecventate. Informațiile obținute erau apoi utilizate fie pentru șantajarea victimelor, fie pentru a afla cu exactitate momentele în care victimele plecau de acasă. Prejudiciul estimat până la acest moment se ridică la aproximativ 150.000 de euro. În urma perchezițiilor, 19 persoane au fost duse la audieri.